întrebarea la prezentă așa în compania. Nu știu, cât de mare, mai sunt 10 jocuri. Am spus o altă pe meci în parte, în primul rând vreau să felicit băieții, am făcut o parte de extraordinară. Ne bucurăm că am reușit să mulțumim oamenii din tribună. Mi-aș dori mereu să vă dau așa asemenea tribune, cât mai pline, care sunt alături de echipă, am încurajat toată de echipa, băieții au simțit lucrul ăsta și au făcut o parte foarte bună și mi-au ajutat la pământ. Ce s-a întâmplat? Și am destul de greu în meci, prima reprezentație. Am spus și eu repet, să nu uităm, suntem la prima participare în prima ligă. Sunt foarte mulți jucători care se confruntă pentru prima dată cu aeroprimul divizii. Încă noi avem de acumulat acolo experiență și sunt momente în timpul jocului că, sigur, presiunea pusă pe umerii lor nu reușesc să o gestioneze cum ar trebui. Important este că ei cred în ei și, le-am spus, împreună, uniți, grup, de fiecare dată pot să treacă și peste momente mai puțin reușite din timpul unui joc. Vă sunt destul de agitat în prima repriză la decizii de procesul. A fost un meci atât de dur, de 10 cartonașe. Vreau să cred că o să reușesc de fiecare dată să vorbesc doar de toate despre fotbal. Îmi place să comentez despre arbitraj. Sigur, în tensiunea jocului mai pot să avea și reacții mai puțin controlate, dar una peste alta, cred că nu sunt unul dintre antrenorii care fac probleme din zonă de arbitraj. Acolo pot face. Ce pot să spun? Ne bucurăm că am reușit să câștigăm jocul. Nu ne contează ce am văzut. Ce s-a întâmplat la sfârșit? A fost un miracol aici. Asta nu vă pot spune că chiar n-am văzut. Nu știu. Sunt jucători suspendați pentru partidul militar de patatonașe ca timp. Cine are? Avem foarte mulți jucători suspendați. A fost din primele estimări, nu, în niciun caz. În niciun caz. Totuși v-aș vărea căutat. V-aș vărea, da. V-aș vărea, într-adevăr, am vorbit dinainte de joc și am spus, în cazul unui rezultat favorabil, am spus că poate să ia cartonașe. Vorbisem doar cu el și cu Vatmaghii, dar nu-i spusesem absolut nimic. S-a bucurat în felul lui, ce pot să spun? Suntem bucuroși că am ieșit în 3 puncte. Nu ne-am programat să luăm atâtea cartonașe. Vem și Crâșan, mergem fără atacul. Da, da. Sunt prea la cald ca să mă gândesc acum ce vom face în jocul de la Marești. În orice caz, suntem într-un moment bun și aș vrea să profităm în continuare. Să încercăm să mergem la fiecare joc, să obținem cât mai mult. Vom vedea ce am reușit. Se poate spune că Botoșani a scăpat de... La niciun caz, am spus și la început. Mai sunt încă jocuri, au 10 jocuri de discutat. Sunt încă, încă 30 de puncte puse în joc. Eu nu cred că e suficient pentru a salva de mai comentare 32. Mai avem și vreau, am spus, vreau să ne clasăm cât mai sus în clasament în campionat, pentru că ne interesează și ce vom face de la noi. Încă mai avem mult până ne vom salva matematic. Apoi, sigur, v-am spus, ne gândim să jucăm fiecare joc, să scoatem maxim. Mulțumim.